În perioada 21 februarie-13 martie 2020, călărășenii pot vizita expoziția Un secol de istorie a chibuțurilor din Israel la Muzeul Municipal Călăraș. Mai multe amănunte primind de la Florin Rădulescu, director Muzeului Municipal Călăraș. Vă așteptăm la muzeu să vizitați expoziția Un secol de istorie a chibuțurilor din Israel, o expoziție eveniment, o expoziție avantpremieră a unui alt eveniment important pentru orașul nostru. Orașul Călăraș se va înfrăți cu orașul Gedera din Israel. În prezent sunt făcute demersurile administrative și diplomatice. În momentul în care acest lucru se va întâmpla, bineînțeles că veți fi informați. Pe parcursul acestei expoziții, care durează până pe data de 13 martie, așteptăm vizita excelenței sale, ambasadorul Israelului la București, domnul David Saranga. De asemenea, este așteptată prezența în sala de expoziție și a domnului președinte al Camerei de Comerț Româno-Israeliene, precum și directorul Centrului Cultural Româno-Israelian din București. Vă așteptăm să vizitați expoziția.